Toți avem emoții când ieșim aici în față și mai ales când știm că în prezența Domnului. Așa că nu e ușor, dar slăvit să fie Domnul. El ne întărește în slăbiciuni. S-aude? S-aude. Vreau să dau citire unui text din Epistola a treia a lui Ioan. Vă rog să deschideți la Epistola a treia a lui Ioan și să ne ridicăm în picioare la cuvântul Domnului. Amin. Prezbiterul către prea iubitul Gaiu, pe care îl iubesc în adevăr. Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău. A fost o mare bucurie pentru mine când au venit frații și au mărturisit că ești credincios adevărului și că umbli în adevăr. Eu n-am bucurie mai mare decât să aud despre copiii mei că umblă în adevăr. Prea iubitule, tu lucrezi cu credincioșie în tot ce faci pentru frați și pentru străini totodată. Ei au mărturisit despre dragostea ta înaintea bisericii. Vei face bine să îngrijești de călătoria lor într-un chip vrednic de Dumnezeu. Căci au plecat pentru dragostea numelui Lui, fără să primească ceva de la neamuri. Este datoria noastră, dar să primim bine pe astfel de oameni, ca să lucrăm împreună cu adevărul. Am scris ceva bisericii, dar Diotref, căruia îi place să aibă întâietate între ei, nu vrea să știe de noi. De aceea, când voi veni, îi voi aduce aminte de faptele pe care le face. Căci ne clevetește cu vorbe rele, nu se mulțumește cu atât, dar nici el nu primește pe frați și împiedică și pe cei ce voiesc să-l primească și dă afară din biserică. Prea iubitule, nu urma răul, ci binele. Cine face binele este din Dumnezeu, cine face răul n-a văzut pe Dumnezeu. Toți, chiar și adevărul, mărturisesc bine despre Dimitrie și noi mărturisim despre el și știm că mărturisirea noastră este adevărată. Aș vrea să-ți spun multe lucruri, dar nu voiesc să ți le scriu cu cerneală și condei. Nădăjduiesc să te văd în curând și atunci când vom vorbi gură către gură, pacea să fie cu tine. Prietenii, îți trimit sănătate. Spune sănătate prietenilor fiecăruia pe nume. Amin. Vă rog să luați locurile. Cel puțin aici vedem două categorii de oameni. Unii care lucrează în adevăr, cum spune Apostolul Ioan, și îl încurajează pe Gaiu, prea iubitul copil. Dar sunt alții, Diotrefi, care nici ei nu fac lucrarea și pe alții îi împiedică și încă și îi dă afară de prin biserici. Așa că cel puțin vedem două categorii. Eu o să vorbesc astăzi de ce unii nu se implică în lucrarea Domnului, cum este Diotref. Deci nici el nu face lucrarea, dar și pe alții îi împiedică. O întrebare, de ce unii creștini nu se implică în lucrarea Domnului? Dacă puteți să-mi dați câteva păreri sau răspunsuri sau... De ce unii creștini nu se implică în lucrarea Domnului? Dileni. Cum credeți? Ar fi un motiv că inima lor ar fi lipită de alte lucruri? Cu siguranță.
Cu siguranță. Unii creștini nu se implică în lucrarea Domnului pentru că inima este lipită de alte lucruri pământești. Cineva spune, întreba, tot așa, zici că, fraților, ați adornit vreodată numărând banii? N-ați adornit niciodată. Dar de ce se întâmplă când la biserică, deci unul cască, al doilea cască, oare nu cumva inima noastră e lipită de bani și atunci când numărăm, nu adormim? Nu știu dacă s-ar putea inima să fie lipit de bani. Măcar că acolo când numeri 1000 de lire, știu eu, și nu-ți lipsești 100, sau îți lipsești 100, întorci casa invers, ca să o găsești. Și nu dormi poate toată noaptea, ca să-ți aduci aminte ce am făcut, că trebuie să achit, trebuie să dau socoteală. Nu cumva inima este lipită de alte lucruri? Sau cineva poate își iubește familia mai mult. Și nu-i greșit. E corect să-ți iubești familia. Un om al lui Dumnezeu, am citit o carte care spune că au fost mulți ani închis pentru Evanghelie, pentru Hristos, dar spune că la un moment dat, anume, el și-o dat seama în pușcărie, că a fost închis pentru familie, pentru că nu a dat, ca să înveți o lecție, nu a dat timp familiei. Și el când a ieșit din pușcărie, spune că s-a axat doar pe familie și asta a învățat și pe frați. Nu e greșit, dar e greșit când ai timpul că să fii în casa Domnului sau este diferite întâlniri ale bisericilor, este diferite lucrări ale bisericilor, dar noi dăm prioritate familiei. Nu-i greșit ca să iubești familia, dar e greșit când iubești familia mai mult decât pe Hristos. Domnul Iisus spune în Matei, vă rog să deschideți împreună cu mine, în Matei, capitolul 10, versetul 37. Azi o să citim așa mai multe versete, așa că vă rog să fiți foarte atenți. Domnul Iisus spune că cine își iubește pe tată ori pe mamă mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Și cine iubește pe fiu ori pe fiică mai mult decât pe mine, nu este vrednic de mine. Amin? Cine își iubește familia mai mult decât casa Domnului, nu este vrednic de Iisus. Asta spune Domnul Iisus. Așa că nu-i greșit să-ți iubești familia, doar că când o pui pe primul loc, care primul loc ar trebui să fie Domnul Iisus, mă mir câteodată când unii creștini, unii frați, când este grup de frați, studiu biblic, când este alte lucrări, de evangelizare, de rugăciune chiar, nu-și fac timp, nu pot cumva să administreze timpul care îl au. Nu știm când vine Domnul Iisus. Așa că unii creștini nu se implică în lucrarea Domnului pentru că iubesc mai mult familia. Sau poate cineva să iubească mai mult munca decât pe Dumnezeu și mireasa Lui? Poate fi și așa. Deci poate fi și așa că El investește în munca Lui, în sculii. Și nu-i greșit că prin asta Dumnezeu îți aduce pâinea pe masă. Se aduce pâinea în familie, la copii. Nu-i greșit. Dar dacă iubești munca mai mult decât casa Domnului,
Iisus spune că nu ești vrednic de mine. Poate să vorbească cineva din vorbi, poți să-l cunoști pe om care și ce iubește. Poate să vorbească el despre plaster, că îl îndoaie, îl dezdoaie, să cumpăr diferite scule sau alții vopsitori, cumpără pensule diferite și scumpe și e ok. Dar când iubești mai mult munca decât casa Domnului, Domnul Iisus spune că nu ești vrednic de mine. Sau unii oameni poate să iubească sportul mai mult. Sunteți de acord? Da. Fotbalul. Sau gym-ul. Eu cunosc pe cineva care își petrece, cred că 30 de ori din 24. Prea mult la gym. Nu știu, mi-e milă când aud, mi-e milă când îl văd, dar Dumnezeu spune că nu ai parte. Domnul Iisus spune că nu ai parte de mine dacă tu iubești alte lucruri prioritare decât eu. Sau frumusețea. Poate fi frumusețea o piedică ca să-L iubești pe Dumnezeu mai mult. De ce unii creștini nu se implică în lucrare? Pentru că prea mult timp își petrec în oglindă. Și parcă noi ca bărbați ne gândim mai mult femeile sau surorile, mamele, soțiile. Dar să știți că am văzut și bărbați care cu bărbile lor își petrec mai mult timp ca surorile cu machiajul. Eu când am auzit am rămas șocat. Zici că stă 3 ore în baie. Și o cheaptănă, și o dă cu gel, și o dă cu tot felul de cremuri. Poate le numără. Le numără, le calculează. Nu știu. Domnul Iisus spune că nu ești vrednic de mine. Sau poate cineva să iubească mai mult sănătatea? Vă dați seama, mănâncă numai organic, vorbește numai despre somn, trebuie să te culci la timp, să te trezești la timp, 8 ore minim trebuie să dormi, altfel creierul nu dă drumul la niște lichide la timpul respectiv. Domnul Iisus spune că nu ești vrednic de mine. Toate-s bune să le iubim, dar când devine exagerate, nu mai ai timp de Dumnezeu. Imaginează-ți că îți petreci 8 ore la muncă. Îți mai petreci alte 2 ore în fața oglinzei. Alte 2 ore la sport, știu eu, fotbal sau alte activități. Alte câteva ore cu sănătatea. Și gata, nu mai ai timp. Ajungi acasă mai mult obosit decât... Așa că Domnul Iisus spune că cine își iubește familia sau alte lucruri mai mult decât pe mine, nu ești vrednic de mine. Versetul 39, tot din Evanghelia după Matei. Cine își va păstra viața, o va pierde. Și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Amin? Amin. Domnul să ne ajute să fim care ne pierdem viața sau ne dăm viața pentru Iisus sau pentru Evanghelie. De ce unii creștini nu se implică în lucrarea Domnului? Pentru că inima este lipită de alte lucruri, cum am spus. Dar mai este altă categorie de oameni care nu cred în Dumnezeu. Atei, de ce nu fac lucrarea Domnului? Măcar că și ei sunt în planul Domnului. Ei o fac într-un fel sau altul. Măcar că ei nu cred. Nu cred și nu se implic. Dar lasă-mă tu cu Dumnezeu tău. Oamenii lumești, fac și ei un gest oarecare, crezând unele lucruri. Dar noi știm sigur că nu este după cum li cere Domnul sau ni cere Domnul. Și cu păreri de rău și unii frați chiar unii frați nu cred.
în Dumnezeu și nu fac lucrarea, nu se implică. Unii frați nu cred în Dumnezeu și nu se implică. Unii frați nu se implică în lucrarea Domnului pentru că ei cred că poverile lor sau suferințele lor sau greutățile lor, diferite situații, ei cred că e prea mare, e prea mare ca să o aduci la Iisus, e prea mare. Dar lasă-mă că eu și așa le am pe amele. Am întâlnit, dar cred că aproape toți din noi am întâlnit pe fratele Ion, care e văduvul bisericii noastre, care a plecat la Domnul acum săptămâna trecută. Și așa m-am bucurat că când am auzit că Domnul l-a luat dintre frați. Așa și pe noi Domnul să ne ajute. Dar el la un moment dat a zis că eu cu poverile mele am venit la Iisus. Și știu că asta e crucea mea. Știu că asta e crucea mea. Că am avut soții, divorțat, un copil din Flori. Dar asta e crucea mea. Eu am venit la Iisus așa cum sunt, fără picioare. S-a bucurat tare mult în vara asta când l-am ajutat cu scuterul ăla care se deplasează el mai ușor. Și frații s-au bucurat, au zis ca să fie mai ușor și pentru ei și pentru fratele Ion. Dar unii cunosc familii care au divorțat având tot așa diferite greutăți, chiar și copil cu dizabilități, dar au divorțat, au renunțat, n-au crezut și nu s-au îndurat să aducă la Iisus povara lor, crucea lor să-și o ia, cum spune Domnul Iisus în versetul 38, tot aici în Matei. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Spune, povestea un frate care fac evanghelizări și diferite lucrări ale Domnului și spune că am fost la o evanghelizare într-o zi și zici că eram cu unul din copiii mei și zici că după evanghelizare așa mi-am pus în plan să ies, mă întorc și plec direct, n-am mai rămas. Zici că s-a terminat evanghelizarea, așa și-am făcut. M-am întors și mă îndreptam spre mașină. Acum, la un moment dat, aud în spatele meu un zgomot de căruț. Și zici că deja îmi imaginam cine era, deja îmi imaginam exact ce dorea. Și când m-am uitat în spatele meu, o doamnă în căruț. Căruț cu rotile. Și spune că s-a apropiat și soțul ei. El fiind implicat în alte lucrări, spune că mereu eram sunat și întrebat, la mine când ajungi, frate, cu ajutoarele? Sau la noi când ajungeți? Și deja îmi imagineam cum îmi spune femeia asta, la mine când ajungi cu ajutoarele? Dar femeia zice că nu. O alergat de urma mea și a spus că, frate, stai un pic. Spune că ține aici un plic, asta am adunat cu familia, pentru lucrarea care faci pentru alții. Lucrarea Domnului, dar ajutând pe alte familii nevoiașe. Spune că n-am mai avut cuvinte, zici că femeia în căruț și deja îmi imaginam cumva că ea aștepta de la mine să ceară. Frate, când e rândul meu să mă ajutați și pe mine? Zici că n-am mai avut cuvinte. N-am mai văzut așa ceva. Femeia asta spune că vezi soțul care e lângă mine. Zici că nu mai știam ce să mai spun. Și spune că mă gândeam, poate eu avut un accident, în urma unui accident, o rămas fără picioare. Zici că nu, așa m-am căsătorit. Deci soțul a înțeles că asta e crucea lui și au venit la Iisus. Iisus spune că cine nu-și ia crucea lui și nu vine la mine, nu este vrednic de mine. Amin?
Fiecare avem crucea noastră, cu diferite greutăți, cu diferite defecte. Toți avem defecte, slăbiciuni. Asta e crucea noastră. Așa că cine nu-și ia crucea lui și nu vine la mine, nu este vrednic de mine. Asta sunt cuvintele Domnului Iisus. Am vorbit câteva lucruri care, de ce unii creștini nu se implică în lucrarea Domnului. Vreau să aduc câteva consecințe care sunt, dacă nu, ce se întâmplă când nu te implici în lucrarea Domnului. Lucrări sunt multe. N-am să numesc lucrări, sunt multe lucrări în biserică, cu familia, care poți să le faci, poți să te implici. Doar vreau să spun câteva consecințe care se pot întâmpla în urma când nu vrei să te implici. Când inima ți-e lipită de alte lucruri, când ți-e prioritar altceva decât casa Domnului, decât biserica. Așa că, ce se întâmplă când nu te implici în casa Domnului? Încet, ușurel, fără să observi, te răcești spiritual. Doar nu ești rece. Ești cald, ai 37 de grade. Sângele circulă, inima bate, respiri oxigen. Dar Dumnezeu nu se oprește aici. Doar că El are răbdare. El e îndelung răbdător. Te răcești spiritual. Cum te răcești spiritual? Devine rece în relația cu frații. Sunteți de acord? Sunteți de acord că pentru dânsul nu mai are sens. Biblia nu mai are niciun sens. Încet, ușor, fără să observi, crede că toți îl judecă. Măcar că singur se retrage, singur se izolează. Crede că nimeni nu-l iubește, nimeni nu-l ajută. Măcar că și astăzi am primit câteva mesaje și pace, cum sunteți, slavă Domnului, suntem bine prin harul Domnului. Asta la general. Dar n-ar spune că, păi, mai răcești cu un copil, mai primim un tratament, ne vindecăm, slavă Domnului, e iarnă, suntem oameni, toți trecem prin anumite. Și noi nu știm lucrurile astea. De ce? Pentru că ne retragem, ne izolăm singurei cumva. Așa devine un creștin rece spiritual. Întâlnirile la casa Domnului poate fi pe locul 8, nu știu, pe primul loc familia, al doilea fotbal, al treilea diferite activități. Dar pentru el, pentru că s-a răcit de față de frați și de familia bisericii, poate să fie casa Domnului pe locul 8. Poate să creadă în sinea lui, poate să creadă că știi mai bine deja cum să facă lucrări în biserică și nu se implică nici într-un fel. Nu se implică nici într-un fel. Într-un fel sau altul se victimizează singur. Sunteți de acord? Din momentul când te răcești față de frați, față de biserică, față de lucrarea Domnului, singur te izolezi și devii o victimă. Ca și cum nimeni nu mă ajută, nimeni nu mă susține. Și măcar nimeni nu știe nimic unul de altul. Este și așa. Astea sunt niște consecințe. Fraților, ajungând la o necredință, încet, ușor, te răcești, da? Și ajungând la o necredință, poți să-ți pierzi și mântuirea.
poți să-ți pierzi și mântuirea. Haideți să deschidem un verset la Iacov, capitolul 2, cu versetul 17. Iacov 2, de la 14 la 17, o să citesc. Frații mei, ce-i folosește cuiva să spună că are credință dacă n-are fapte? Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de hrană de toate zilele și unul dintre ei le zice, duceți-vă în pace, încălziți-vă și săturați-vă, fără să le dea cele trebuincioase trupului. La ce i-ar folosi credința asta? Tot așa și credința, dacă n-are fapte, este moartă în ea însăși. Ajungând la o necredință, tu deja nu te mai implici în lucrarea Domnului, pentru că nu mai are sens la tine. Și credința fără fapte este moartă, cum ne spune Iacov. Dar mai este și alt verset. Apostolul Pavel ne spune în Filipeni, și vă rog să deschideți, Filipeni, tot capitolul 2, cu versetul 12. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Amin? Fraților, fiecare avem slăbiciunile noastre, fiecare avem retragerile noastre, fiecare avem familiile noastre. Dar lucrarea Domnului este cea mai importantă, fie ea cât de mică, fie ea cât de mare. Nu știu în ce categorii vă aflați unii din voi. Nu știu prin ce suferințe treceți unii din voi, măcar că noi ne știm unii cu alții. Dar poate unii, știți cum, ne știm pe deasupra, dar nu știm în ce situații te afli la moment. Indiferent. Domnul Iisus spune că cine își iubește familia, tată, mamă, copil, alte lucruri prioritare, zice că nu este vrednic de mine. Așa că îndemnul meu pentru astăzi este că ia-ți crucea ta, pentru că Iisus spune că cine nu-și ia crucea lui. Deci fiecare avem crucea noastră, cu slăbiciuni. Fiecare avem poverile noastre, bolile noastre poate. Dar asta este crucea noastră. Iisus spune că vino, ia-ți crucea ta și vino după mine. Dacă nu ne luăm crucea, ne izolăm, ne răcim față de biserică, față de frați, Domnul Iisus spune că nu ești vrednic de mine. Nu ești vrednic de mine. Și din momentul când te răcești, s-ar putea să-ți pierzi și mântuirea. Apostolul Pavel spune că duceți-vă mântuirea până la capăt. Domnul Iisus s-a jertfit până la capăt. El o știu lucrarea pe care o face. Acum și noi suntem chemați la rândul nostru ca să fim mădulari ale bisericii, da? Să fim mădulari a familiei. Aceeași lucrare care o face unul din noi, să o susținem. Aceeași lucrare care o face biserica, să o susținem. Domnul să ne ajute la asta. Asta a fost cuvântul de astăzi. Acum,
tu rămâi și decizi. Te implici în lucrarea Domnului, te retragi. Sunt consecințe că ai putea să te răcești fără biserică, fără frați. Tu decizi să te implici, să zidești, să pui umăr la lucrarea Domnului. Sau tu te decizi să te retragi, să lași umărul jos, să cadă lucrarea Domnului. Așa că, frații mei, suntem chemați în lucrarea Domnului. Domnul Iisus ne-a dat o pildă frumoasă care spune că la un moment dat a ieșit un stăpân și-a găsit lucrători pe marginea drumului, cumva. I-a chemat în via lui. Alții i-a chemat mai devreme, alții mai târziu. Dar suntem chemați în via Domnului. Și vreau să ne implicăm fiecare, cum putem, când putem, dar să fim uniți. Așa că, frate și soră, tu hotărăști, te implici în lucrarea Domnului sau te retragi. Amin? Amin. Să venim în fața Domnului și să ne cerim iertare. Dacă susținem o lucrare sau alta, să-i mulțumim Domnului. Doar El e vrednic când ne-o învrednicești și pe noi. Amin? Amin. Amin.